Așa. Am adus și revista. Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la Slatina Olt, pe website-ul tvonlineaici.ro, site creat în baza articolului 30 din Constituția României, articol pe care vom vedea, nu peste mult timp, dacă va mai fi în noua Constituție revizuită. Sunt Vasile Lolea și voi încerca să vă prezint o emisiune pamflet, revista presei. Este normal să apară două întrebări, și anume de ce revista presei, pentru că această comunitate Slatina Olt are o mulțime de publicații, Eveniment de Olt, Gazeta Nouă, Gazeta Oltului, Linia Întâi, Ziarul de Olt, Santinela și multe, multe altele. Publicații adevărate, unele mai oficioase, altele mai ofticoase, unele bine informate, unele de investigații, altele de acuzații. Vom încerca, de acum încolo, să parcurgem pentru dumneavoastră presa locală. O presă de foarte bună calitate. Mă spun cu acesta după ani și ani de zile în care am citit zilnic ziarele locale. Cei care nu pot procura aceste ziare, pentru că nu sunt în area lor de distribuție, ea fiind de nivel județean, pot intra pe net și aceste ziare, după numele lor, au și pagini care pot fi citite. Spuneam mai înainte că sunt două întrebări. Prima v-am răspuns cu revista presă și a doua, de ce emisiune pamflet? Păi, nu este de 24 de ani încoace însă și societatea românească un pamflet? Acum nu știu cât de bine realizat. Eu sper să realizez emisiuni pamflet bunicele. Spuneam mai devreme că vom vedea viitoarea Constituție cum va fi ea, revizuită, modificată, adăugită, dacă articolul 30, în baza căruia a fost creat acest site, va mai fi. Spun cu acesta pentru că se lucrează la modificarea Constituției României și o știre de ultimă oră, mi-am notat aici ca să vă aduc la cunoștință, spune că 24 de cetățeni au inițiat modificarea Constituției României printr-un proiect legislativ care a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Așa, proiectul respectiv prevede, printre altele, naționalizarea resurselor naturale, naționalizarea presei, obligativitatea votului, Parlamentul nominal cu 300 de membri, alegerea prin vot direct a guvernatorului Băncii Naționale a României și a magistraților și încă multe altele. Interesant. Probabil că au fost acele filme americane în care, așa este, în comunitățile americane, medicul șef al comunității, șeful poliției locale și încă o mulțime de alți factori sunt aleși prin vot direct. M-am uitat pe net și am găsit acolo că în legislația românească actuală este nevoie pentru a susține acest proiect de 500.000 de semnături ale unor cetățeni cu drept de vot din cel puțin jumătate din județele țării noastre, iar în fiecare din acel județ un minim de 20.000 de semnături. Apoi proiectul trebuie adoptat de Senat și Camera Deputaților cu cel puțin 2/3 din voturi, după care în maxim 10 zile acesta trebuie aprobat prin referendum popular. Vom trăi și vom vedea, nu, dacă va fi așa ceva. Cine sunt cei 24 de cetățeni? Cei 24 de cetățeni fac parte din Mișcarea pentru Constituția Cetățenilor. Ce frumos sună! Mișcarea pentru Constituția Cetățenilor. Printre ei atrag atenția Neculai Atelesei, membru al Partidului Poporului, varianta Cojocaru, deci membru unui partid. Luiza Wolf, șefa unui ONG de mediu. Da, este și mediu politic. George Ninel Popescu. Am găsit acolo scris că a fost bucătar în Cipru. Nu contează. Important este cu toții să ne manifestăm spiritul civic în ajutorul, în sprijinul comunității. Și să fie cât mai bine. Am să urmăresc foarte atent această informație, să vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Au și apărut câteva comentarii ale unor analiști, ale unor ziariști, care spun că, dom'le, nostalgici ai comunismului cu naționalizarea, alții, nu e, dom'le, adevărat, sunt oamenii sătui de faptul că așa este conform legii electorale românești, într-o
circumscripție asta electorală, într-un colegiu, votează lumea pe unul și intră în Parlament 3. Și de-aia dorește lumea Parlament, hai, poate nu chiar unicameral, dar cu un număr mai mic de membri. Personal, cred că cetățenii ar fi acceptat un Parlament cu 400 și ceva de membri. Dar când ai aproape 600, ce să mai e? Dar să trecem la presa locală, așa cum am promis. Presa din Slatina Olt. În primul rând, o știre încărcată de foarte multă energie pozitivă. În toată lumea aceasta a știrilor care sunt 99% negative, ca să zic așa. O știre extraordinară și anume medicii Renica Diaconescu, Carmen Stancu și Mugurel Coteanu premieri la Congresul Național de Neurologie. De spus că cei trei medici, așa cum arată și evenimentul într-o pagină întreagă, au lucrat împreună și au realizat lucruri deosebite pe care le-au prezentat la acest congres. Merită să fie apreciați și recompensați. Și mai ales este important faptul că după ani și ani de zile în care Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde lucrează, unde activează acești medici, era cunoscut în întreaga țară datorită unor evenimente nefaste, el fiind de multe ori subiectul unor breaking news la televiziune naționale prin decese, prin neacordarea asistenței unor cetățeni aduși cu ambulanța. Iată că acum Spitalul Județean de Urgență, în acești medici, trece la o etapă nouă, și anume în aceea în care își cam spală păcatele. Doamne ajută să fie într-un ceas bun și acești medici, precum și mulți alții, pe unii cunosc personal de la acest Spital Județean de Urgență, sunt niște medici tineri și foarte, foarte capabili. Sper să ajungă cât mai departe și să descopere lucruri interesante pentru sănătatea noastră. Bun, să trecem și la alte publicații. Înainte de toate, am scos pentru dumneavoastră o știre deosebită. Un român, Sorin Ducaru, ambasadorul României la NATO, a fost numit asistentul secretarului general al NATO pentru, fiți atenți, riscuri de securitate emergente și va fi la conducerea diviziei pentru riscuri de securitate emergente de la începutul lunii octombrie 2013. Deci iată că avem și noi un român care accede în elita, să zic așa, în elita acestui organism care este NATO. Cine este acest Sorin Ducaru? Este născut la 22 iunie 1964 la Baia Mare, tatăl inginer Silvic, mama profesor de istorie. Iată că este interesant să înveți istorie, deși mulți tineri de astăzi nu vor să mai audă așa ceva. Este absolvent al Facultății de Electronică a Institutului Politehnic București în anul 1988. Între 1990-1993 a studiat la Școala Națională de Științe Politice și Administrative, cunoscută SNSPA, de la București. Este master cum laude al Universității din Amsterdam. În anul 2005 a devenit doctor în economie internațională. Interesant. Din anul 1993 este angajat la Ministerul Afacerilor Externe, ambasador la ONU. A fost numit ambasadorul României la ONU între anii 2000-2001, apoi ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite ale Americii în perioada 2001-2006. Începând din anul 2006, este încă ambasadorul României la NATO. Numirea acestui român în această înaltă funcție din cadrul NATO deschide un subiect pe care îl vom aborda și noi în viitoarele emisiuni, și anume acela accederii unui român la conducerea NATO. Deja media a început de pe surse să relateze că ar fi vorba fie de președintele Traian Băsescu, fie de Mircea Joană, cunoscutul politician Mircea Joană. Vom urmări evenimentele și vom comenta la timpul potrivit. Acum, nu pot să nu leg această informație foarte bună, favorabilă pentru noi, de un sondaj extraordinar făcut în Europa și care spune că europenii nu mai au încredere în Uniunea Europeană. Procentele sunt, vreau să vă spun, uluitoare. Puteți găsi pe net, căutați acest sondaj. Încrederea
în Uniunea Europeană a scăzut la nivelul cetățenilor Uniunii Europene la 43% de la 60%. Deci, mult sub jumătate. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 7600 de persoane din Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă, Spania, Italia și Grecia. Dar cred că asta explică tot. Grecia. Dacă nu era Grecia, cred că era mult mai mare procentul de încredere. Bine că nu e și România. Deși, sincer, aș fi curios să știu românii cam ce și câtă încredere mai au în Uniunea Europeană. Atrage atenția Republica Franceză. În Republica Franceză, doar 41% dintre francezi mai au încredere în Uniunea Europeană și doar 22% consideră că integrarea economică a țărilor europene a contribuit la îmbunătățirea situației economice din Franța. Că intrăm în criza economică, deja ne doare capul. În orice caz, per ansamblu, încrederea cetățenilor europeni în proiectul UE a scăzut sub 50%. Iar în unele țări, iată cazul Franței, 40-41%. Asta este, mergem înainte, nu? Bun, haideți să trecem acum la Gazeta Nouă, care ne anunță și face un scurt așa rezume al lui Cătălin Florescu, care este noul șef, al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, până când se va organiza un nou concurs pentru ocuparea acestei funcții. Funcția tocmai fusese ocupată de către altcineva în urma unui concurs din luna martie. Persoana respectivă, un alt comisar șef, nu a stat decât o lună și jumătate, să zic așa, după concurs în această funcție și a fost numit, este vorba de domnul comisar șef Mihai Pruteanu, care a fost numit șeful Poliției Capitalei. Un articol foarte important în această Gazetă Nouă, doar 5% dintre medici operează în registrul electronic de vaccinări. Cred că este un articol important și care spune lucruri deosebite, având în vedere faptul că de foarte mulți ani, după anul 1989, avem probleme foarte mari cu copiii în ceea ce privește vaccinarea lor. De aceea au apărut o mulțime de boli, au reapărut, mai bine zis, de aceea avem imunitate scăzută, de aceea avem tot felul de probleme medicale pe care sistemul medical românesc, datorită și slabei finanțări și a unei mulțimi de alte probleme, nu le poate rezolva. Păcate. Sunt. În presa locală sunt astfel de articole interesante. Ele sunt însă foarte puține și ocupă loc foarte puțin pentru că politicul ne ocupă tot timpul, nu? Doar trăim în România, vorba lui Mircea Badea, și asta ne ocupă tot timpul și politica ne mănâncă acest tot timp. Alo Olt intră pe scena politică locală. Deci, Alianța Lege și Ordine este un ONG creat în anul 2012, care se dorește a fi partid politic și și-a creat și a deschis filială județeană Olt, unde se spune că are în județul Olt peste 1000 de simpatizanți. Foarte interesant faptul că în ultimul an o mulțime de ONG-uri se creează, apar, se dezvoltă cu scopul mai mult sau mai puțin declarat, de a deveni partide politice. Este așa un fel de globalizare al arenei politice naționale și locale, în care sunt, dați-mi voie să folosesc acest termen oltenesc, sunt îmbăligate ONG-uri cu partidele, cu societăți comerciale, cu tot felul de instituții, cu autorități. Este așa un fel de talmeș-balmeș din care sperăm cu toții ca într-o bună zi să fie bine. Să fie bine pentru cetățenii obișnuiți. Un alt articol îl prezintă eveniment de Olt. Alo Olt intră pe scena politică locală. Să intre. E cam aglomerat. Da. Acum ce să facem? Dacă trebuie să intrăm, trebuie să intrăm. Trecem la câteva publicații săptămânale, care sunt foarte, foarte apreciate și foarte citite. Sunt foarte, pot să spun asta, influente
în județul Olt. Este vorba despre ziarul de Olt al domnului Alin Doropanțu, care are două mari articole de bază în acest ultim număr al său apărut astăzi, și anume, dincolo de greutăți, Arros Latina își continuă drumul. De fapt, Arros Latina este un subiect permanent în presa locală, de altfel și în viața noastră, de zi cu zi, în județul Olt, este principalul contributor ca taxe, ca impozite la economia județeană. Mișorarea, încetarea producției sale, dispariția sa, Doamne ferește, ar fi o mare, o foarte mare lovitură dată acestui județ. Articolul dezbate faptul că Arul este puternic afectată de taxele aferente energiei regenerabile. Și Arul nu reduce personalul. Deci Arul încă rezistă, nu reduce personalul. Existau niște zvonuri prin oraș și că vezi, Doamne, ar reduce din personal, ar mai închide din hale, ar reduce foarte mult producția. Deci deocamdată nu se întâmplă acest lucru. Iar acest subiect cred că ar trebui dezbătut crun de tot. Și anume taxele aferente energiei regenerabile. Plătim niște taxe pentru niște societăți care își fac niște lucrări pentru această energie regenerabilă, deci cum ar fi energie din vânt, care ocupă, au început să ocupe la nivel de hectare, hectare întregi și încă pământ foarte bun, pământ arabic, pământ roditor, pământ de o calitate foarte bună. Așa, pentru a produce niște megawatt, să spunem, din energia eoliană. Sunt unele care produc energia solară, nu? Dar toate acestea au dus la plata unor taxe care îngreunează mult și industria, dar și cetățeanul. Și noi, simpli cetățeni. Dacă vă uitați cu atenție pe facturile la energie electrică pe care le primiți, veți vedea că acolo este trecută de fiecare dată suma pe care o plătim ca taxă pentru această energie regenerabilă. Sigur că da, trebuie făcut ceva și ținut cont de faptul că într-un număr de ani nu prea mare, resursele acestea, gen petrol, gaze, cărbune, se vor epuiza. Și ele sunt și poluante, foarte poluante. Dar trebuie găsite soluții, trebuie stat la masă, gânditorii să gândească, pentru că asta este, după mine, una din bolile societății românești. Și anume, cel care este mecanic face pe agricultorul, agricultorul face pe electricianul, cel care ar trebui să se ocupe, să fie un intelectual, să se ocupe în domeniul sistemului educațional sau cultural, se ocupă de comerț internațional. Deci, trebuie să revenim la anumite lucruri de bază, la anumite principii de bază. Bun. Dar să trecem mai departe. Tot în ziarul de Olt, un articol deosebit, pentru că, după cunoștința mea, este prima oară când se pune punctul pe într-o anumită problemă pe care o cunoșteam cu toții de mulți ani. Și anume, preoții satului Oltean rog pe moșia unor ambiții. Salahol la catedrală. Este acest articol, la Slatina. Este aproape de final lucrarea catedrală episcopală pentru județul Olt. Aici avem Episcopia Slatinei și Romanaților. Și pentru că nu sunt fonduri, pentru că nu există posibilități de a lucra la această catedrală, sunt aduși anumiți preoți care fac pe salahuri, care ajută acolo, pentru că da, ei sunt preoți, nu sunt acești oameni, nu sunt calificați zidari, nu sunt calificați urgheri, sau mai știu ce mai trebuie acolo, faianțar, sau mai știu ce meserii în această etapă de finisaje ale catedralei se solicită. Articolul este foarte bine scris, spune foarte clar că Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt s-ar putea sesiza din oficiu. S-ar putea, acum rămâne de văzut dacă se va sesiza, oricum puterea episcopală este o putere mare, nu numai la Slatina Olt, în întreaga Românie. Așa se mai pune o întrebare, de ce nu vorbește nimeni? De ce nu vorbește nimeni? Și se afirmă că banii sunt pentru anexe. Pentru catedrală. Deci sunt niște bani care sunt pentru anexe. Deci în niciun caz de a plăti niște oameni, de a angaja o firmă care
să fac aceste lucrări. Bun. Deci în afară de articolul cu aro, care este bine prezentat aici și va trebui să discutăm o dată și o dată serios despre taxele privind energia regenerabilă. Iată acest amplu articol. Chiar îmi permit să-i transmit domnului Alin Dorobanțu felicitări pentru o astfel de realizare. Mai este prezentat un profesor, Anton Scornea, a fost elev la școala Corbu, care a primit vârsta de 100 de ani. Deci, iată, un om care a trăit 100 de ani și care a trăit, vă dați seama că are multe de povestit, trăind în atâtea epoci, inclusiv cea de aur și cea de diamant în care trăim acum. Trecem la ziarul domnului Dumitru Sârghie, linia 1, care aceeași problemă care, zic eu, ne va toca mult timp de acum încolo, tot despre aurul legat despre aurul, taxele privind energia regenerabilă duc la complicații foarte, foarte mari și la greutăți foarte mari. Asta este așa problema. Domnul Sârghie își conduce ziarul mult mai spre politic decât celălalt săptămânal. Ne spune aici, deși au trecut mai multe zile și cam toată lumea a dezbătut problema asta, că Marian Vasile, primarul Comunei Studina, este coordonatorul Fundației Mișcarea Populară, filiala Olt. Deci Mișcarea Populară are acum o filială la Olt, condusă de primarul din Studina, Marian Vasile, care va încerca să aducă simpatizanți, oameni politici și așa mai departe și să creeze o filială puternică necesară viitorului partid, Mișcarea Populară. Așa, acest săptămânal de luptă împotriva restaurației comuniste prezintă și un amplu interviu aici cu Iulian Bărescu, primarul Comunei Poporu. Da, uitați-l, o pagină întreagă. Așa, foarte interesant. Vă recomand să deschideți pe net site-ul Linia 1 și să citiți acest interviu, care afirmă nici mai mult, mai puțin, citez: la prezidențiale voi munci și eu tot așa cum au muncit liberalii pentru Victor Ponta. Am chiar citatul care este titlul acestui interviu. Deci, veșnica poveste, veșnica luptă în interiorul USL-ului pe plan local. USL-ul pe plan local, după cum poate bănui și dumneavoastră, este cu totul altfel decât USL-ul pe plan național. Altele sunt aici și situațiile și interesele. Este prezentat Constantin Nițu și tezarul de la Cornățelu. Foarte interesant. Iată o pagină întreagă de cultură, cum rare ori vezi în publicațiile românești, care toate parcă s-au tras așa dintr-o mamă și dintr-un tată politici, oameni politici, activi de partid. Așa, și un scurt interviu, cum vă spuneam, cu comisarul șef Mihai Pruteanu, care spune, după ce a plecat de la șefia Inspectoratului de Poliție al județului Olt: dacă scârție ceva pe acolo și mă dau jos, eu mă întorc la postul meu. Domnul comisar șef, cum doriți dumneavoastră. Și vorba aceea, unde e ordin, cu plăcere. Bun, trecem acum și la Santinela, care este un săptămânal mai incisiv, așa, mai la beregată, cum am spune noi în limbaj popular. Și are un editorial bun, 2013, Antru Ghinion, foarte bun. Principalul articol este acesta, că Oltul cică, scos din cărți pentru funcția de guvernator al regiunii Oltenia. Deci autorul pleacă de la faptul că domnul Paul Stănescu, președintele Consiliului Județean Olt, a fost la congresul PSD, a fost ales vicepreședinte pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. De aici atrage concluzia domnul Nicolae Tița, al cărui săptămânal prezentăm acum, Santinela, trage concluzia că, vezi, Doamne, n-ar mai fi posibilitate ca în viitoarea structură administrativă, aceea pe regiune, anumite funcții înalte, cum ar fi cea de guvernator, sau cum se va numi, nu știu, prefect al regiunii sau altfel, sau președinte al regiunii,
nu ar mai fi cazul ca județului Olt sau unei personalități, mai bine zis, din județul Olt, să-i se dea o astfel de funcție. Nu știu, om trăi și om vedea. Din câte știu eu, domnul senator Darius Vulcu era la un moment dat, era în cărți foarte bine plasat chiar pentru această funcție. Avea decât un contracandidat, așa mai important, era vorba de domnul Prioteasa de la Consiliul Județean Dolj, care însă are niște probleme de partid, ultima perioadă fiindcă am tras pe o linie secundară, ceea ce ar deschide calea. Iar chestiunea aceea că domnul Victor Ponta ar favoriza pe cineva din județul Gorj, de unde dumneavoastră provine și unde a și fost ales în Parlamentul României, nu pot să cred. Nu pot să cred. Deci, prin ceea ce am văzut până acum în evoluția primului ministru Victor Ponta, nu cred că ar face o astfel de gafă să ajute pe cineva doar pentru faptul că este din județul Gorj. Nu cred în lucrul ăsta. Dar rămâne de văzut. În politica românească este posibil orice. Domnul Tița este și un bun scriitor, un talentat scriitor de texte literare. El publică o parte din Traiul cu Zăghenile. Uitați-le. O pagină, într-adevăr, pagină de literară, pagină de cultură, cum rar reori găsești în publicații locale. Prezintă faptul că slătinării sunt nemulțumiți și ei nu acceptă parcurile pentru câini sub geamurile lor. Asta cam așa este. Să locuiești la bloc, la parter și sub fereastra ta, acolo să-ți treacă, nu știu ce, patrupede, oricât le-am iubit, câinele și calul, vorba aceea, prietenii omului, și să vezi acolo răcății, nu prea dă bine. Și apoi are o mulțime de, cum am spus așa, de articolașe la bere gata, cum spunem noi, și anume, atenție, s-a trezit Gigel Știrbu. Trăgeam concluzia citind acest articol că până acum domnul Gigel Știrbu a cam adormit în bancă și acum s-a trezit și trece la atac, la luptă și la muncă. Așa, este prezentat un fel de război între senatorul Daru și prefectul de Olt, care se presupune că ar zgânțâi USL-ul local. E vorba de faptul că în ziua de 9 mai, cu ceremoniile respective, poliția rutieră a blocat circulația și, folosind girofarul, prefectul de Olt s-a deplasat la Cimitirul Eroilor. E vorba de o distanță de vreo 1200-1500 de metri. Așa. S-a deplasat prin această metodă. Domnul senator i-a reproșat faptul că așa ceva făceau pe timpul cine făcea și că ar fi cam cazul să-și ceară măcar scuze, dacă nu altceva. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Apoi avem pe domnul senator Teiu Păunescu, care avertizează ce pot să facă oamenii politici. Ei avertizează tot timpul. Bă, vedeți că se întâmplă asta, vedeți că se întâmplă aialaltă. Noi ascultăm și trăim cum putem, nu-i așa? Fostul președinte al Consiliului Județean Olt, Copilău, titlu puternic, Copilău, atac la Stănescu, adică la actualul președinte al Consiliului Județean Olt, mi se pare normal, dacă cel vechi îl atacă pe cel nou și presupun că și cel nou ar trebui să-l atace pe cel vechi, înseamnă că nu mai avea pâine pentru presa locală. Așa și frumusețea paginii 1 întotdeauna la Santinela, un montaj fotografic realizat la meserie. Bun. Dragi prieteni, vreau să vă prezint o lucrare specială. După cum știți, domnul Ion Cristoiu conduce o revistă care se numește, o revistă lunară, se numește Historia. Ea apare lunar, dar la anumite perioade apare câte o revistă numită Historia Special. O astfel de revistă vreau să vă prezint. Este Historia Special. Apare trimestrial. Și acest număr este dedicat subiectului Trădarea la români. Vă rog să mă credeți că nu fac nicio aluzie la niciun partid, la niciun joc politic, la nicio instituție, la nicio autoritate.
Este o lucrare de excepție. Vă recomand să citiți această lucrare. Am să vă picuiesc așa un pic de trădare. Numele tău e Ieremia. Știți, Ieremia. Așa. Petru Rareș. Trădat de cei pe care îi iertase. Deci atenție la iertare, da? Pe cine iertați și cum iertați, că nu se știe. Iată, exemplu cel mai bun este aici. Alexandru Sturza, un trădător din convingere. Deci iată câte forme sunt pentru această trădare. Probabil că este un fenomen natural la noi, la poporul român. Emil Bodnaraș, spion sau trădător? Sau dezertor? Interesant și asta. Avem de ales între trei variante. E ca la concursul aici, într-un fel. O mulțime de materiale foarte, foarte documentate și ilustrate despre hiclenie în timpul lui Vlad Țepeș. Deci, cred că hiclenia asta n-a dispărut nici în zilele noastre. Interesant articol, chiar dacă este de pe timpul lui Vlad Țepeș. Cred că se pot face anumite, totuși, anumite paralele. Învingătorul hotărăște. Erou sau trădător? Așa este. Învingătorul hotărăște. Învingătorul scrie și istoria. Așa că nu contează cum te comporți la un moment dat. Dacă ai fost învins, ai pățit-o și ieși din cărți. Constantin Brâncoveanu. Când neamurile se trădează între ele. Asta este chiar specific românesc. Nu poate fi altă discuție privința asta. Pacepa. Agentul rușilor. A dat cea mai cruntă lovitură spionajului românesc. Asta a dat trădare. Deci, vă recomand cu căldură istoria. De fapt, o să vă recomand acum încolo foarte multe cărți și reviste interesante, pe foarte multe le găsiți pe internet. Deci, online, cum se spune, le puteți citi online. Nu vă costă nimic. Și ca o mică avertizare, vreau să subliniez faptul că nu încurajez pirateria. Deci, nu descărcați și multiplicați și nu neapărat pentru a vinde o lucrare. Este online, citiți-o acolo și totul va fi ok. Bun, deocamdată ajunge pentru prima emisiune. Dacă v-a plăcut sau nu, puteți să ne scrieți pe mail, bineînțeles, oltaicea@yahoo.com și ne spuneți acolo ce credeți, ce vreți, ce puteți. Emisiunea poate fi vizionată și aveți și rubrica pentru comentarii pe www.aicea.ro. Acolo sunt și o mulțime de alte filmări. Există și o secțiune privind publicații, privind articole, privind noutăți, privind pamflete și așa mai departe. Deci, vă aștept comentariile, vă aștept mail-urile. La revedere, până data viitoare și nu uitați, trăiește pentru a trăi liber. Începe.